președinte Halakais, bine ați venit la Chișinău. Vizita dumneavoastră a fost planificată de mai mult. Anul acesta vom marca 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Estonia. Mi-aș fi dorit să ne vizitați în timp de pace pentru a discuta avansarea cooperării dintre țările noastre, dar iată că anume aceste momente complicate pentru regiune și pentru întreaga lume ne-a reunit astăzi la Chișinău. Pe 24 februarie, Rusia a pornit un război împotriva Ucrainei, care a adus instabilitate și incertitudine în întreaga noastră regiune. Am condamnat ferm această agresiune militară și am chemat la restabilirea păcii din prima zi a conflictului. Tot din prima zi a conflictului ajutăm oamenii care încearcă să fugă de războiul din Ucraina. Din cele 340.000 de persoane din Ucraina care au intrat în Moldova de la începutul războiului, aproximativ 100.000 rămân în continuare în țara noastră. Jumătate dintre ei sunt copii. Concetățenii mei s-au mobilizat exemplar pentru a ajuta refugiații din Ucraina. O vom face în continuare atât timp cât va fi necesar. Dar resursele Moldovei sunt limitate, de aceea avem nevoie de ajutorul partenerilor internaționali pentru ca povara acestei provocări să fie mai puțin resimțită de cetățenii noștri. Mulțumesc Estoniei pentru donația de 100.000 de euro oferită țării noastre pentru gestionarea fluxului de refugiați. De asemenea, apreciez mult faptul că mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Estonia, și-au arătat disponibilitatea de a primi pe teritoriul lor refugiați din Ucraina. Domnule președinte, războiul din Ucraina afectează profund țara noastră. Producătorii noștri nu mai pot exporta pe piețele din Est și importurile au fost afectate. Situația de securitate economică din regiune rămâne complicată. Avem nevoie ca țări precum Estonia și alte state membre ale Uniunii Europene să-și deschidă piețele pentru produsele moldovenești care nu mai pot ajunge pe piețele din Est din cauza războiului. Primesc zilnic solicitări de ajutor de la companii care și-au pierdut veniturile din cauza lipsei accesului la aceste piețe. Un asemenea gest va constitui un sprijin clar și direct pentru producătorii moldoveni. La 4 martie, Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Acest gest confirmă atașamentul nostru față de valorile europene și dorința de a consolida irreversibilitatea cursului european al Republicii Moldova. Estonia a sprijinit mereu parcursul și aspirațiile noastre europene, fapt pentru care vă mulțumim. Mizăm și de această dată pe susținerea dumneavoastră. Domnule președinte, aducem sincere mulțumiri guvernului și cetățenilor Estoniei pentru faptul că Moldova continuă să fie țară prioritară în programul de asistență al cooperării pentru dezvoltare. Continuăm să beneficiem de proiecte în domenii precum democrația și buna guvernare, dezvoltare rurală, educație și sănătate. Începând cu 2006, Estonia, o țară mică, dar generoasă, a alocat circa 8 milioane euro pentru implementarea peste 250 de proiecte. Țările noastre au dezvoltat o cooperare bună în acești 30 de ani. Dorim să o extindem și în alte domenii. Suntem interesați de preluarea experienței Estoniei în procesul de digitalizare a serviciilor publice. Vrem să extindem cooperarea și în domenii precum securitatea informațională, dezvoltarea locală, asistența medicală primară și economia verde. Suntem recunoscători școlii diplomatice din Estonia pentru instruirea profesională a funcționarilor publici din Moldova. La fel, vă mulțumim pentru acordarea sprijinului necesar comunității de moldoveni din Estonia, care numără circa 1600 de oameni. Dar pentru realizarea tuturor planurilor noastre, avem nevoie de pace. Acum trebuie să ne unim eforturile pentru a opri războiul și a restabili pacea în Ucraina, cu solidaritate, grijă și ajutor reciproc. Datorăm acest lucru, în primul rând, oamenilor din Ucraina. Mulțumim, doamna președinte. Cuvântul se referă domnului președinte Halakais. Vă rog.
Madam President, honored journalists, thank you, Madam President, for your warm welcome to Moldova. I'm here in Chișinău to express strong support to Moldova's path to the European Union. You are on the right track. Also, you have made remarkable efforts to help the Ukrainian refugees. I want to express full support for President Sandu. Estonians understand the challenge of being a small European country in today's dangerous and turbulent world. Moldova has shown that it has a big heart and is standing tall. Despite facing the consequences of atrocities committed to in your neighboring country. 3 weeks ago, when President Putin began his war against Ukraine, the lives of all of us here in Europe changed radically. He is causing terror and destruction that no decent human being could imagine happening in 21st century Europe. No one takes peace for granted anymore. Free world stands united with Ukraine and helps any way possible. Estonia, along with other European nations and partners, will also continue to put pressure on the Russian government. We will make sure the price of aggression is unbearably high for President Putin. We will continue until he is defeated. I want to commend Moldova for opening your hearts and homes for Ukrainians who have fled from war and sought a refuge here. You have done an outstanding job in welcoming and protecting them. I am going to visit the refugee center later today. Estonia will do all that we can to assist you as you care for those who have already suffered from the horrors of the war. Estonia has decided, as you mentioned already, to provide 100,000 euros of direct financial aid to Moldova to alleviate the effects of the humanitarian crisis caused by the war. Estonia will also donate Moldova buses to help with the transportation of refugees. And to cope with the coronavirus pandemic, we will provide Janssen COVID-19 vaccine. I'm here to show our strong support to your efforts to move closer to European Union. Estonia welcomes your application to join the EU. Last week, EU leaders at the Versailles meeting took the first formal step towards the Moldova's accession to EU. Moldova is part of European family. No one can doubt that, and no one can stop you fulfilling your European dream. I am proud to see your determination to continue your way to the European Union. Estonian experience is that it is a difficult path with many reforms and changes required. It is essential that Moldova continues its reform efforts and ensuring good governance. Moldova can count on our support and assistance to successfully implement necessary reforms. Investments in your future is an important contribution to the peace, security and stability of Europe. It is also investment in the close relations between our countries. Our friendship and solidarity are unbreakable. As I said before, you can count on us. Thank you. Thank you.